Ja, mas qual tem um bus, amiga? Prova. Sonorite, acho que doam sonorite. Acho que doam. Oh, não. Bună, dragii mei, și bine ați revenit pentru un nou videoclip. Aș vrea să încep prin a vă mulțumi tuturor care v-ați abonat și tuturor care sunteți deja abonați și mă urmăriți. Vă pup și vă iubesc și sunt foarte bucuroasă. Dacă încă nu ați apăsat butonul de abonați-vă sau de subscribe, încă puteți să faceți, aș fi tare bucuroasă. Am să lăs într-un colț și Instagram-ul meu, în caz că vreți să mă urmăriți și acolo, pentru că acolo postez mult mai des. Și cu Milan, dar și gătesc cu Mini, deci da, găsiți la Priscela Neculai. Da, și deci, video de astăzi va fi cu ce am mâncat eu timp de săptămână și ce am gătit. O să fie în două părți, pentru că sigur o să filmez mult. Vrei și tu să te uiți la cameră, da? Bine. Da, poate să vorbească mami acum? Poate? Deci, ce spuneam? O să fie în două părți. O să postez prima parte și apoi a doua parte o să postez a doua zi. Deci, nu uitați să vă uitați a doua zi pentru a doua parte. Așa cam atât pentru intro. Vreau să vă mai spun că o să urmez mai multe videoclipuri cu Mila, dar pentru că asta ați spus în comentarii că vreți să vedeți cu îmbrăcămintea ei, cu rutina ei, weekly vlog, adică vlog săptămânal sau vlog zilnic cu ea. Deci o să urmez mai multe videoclipuri de genul pentru că de asta vreți să vedeți pe canalul meu. Mă bucur că mi-ați comentat. Da, și nu mai vorbesc prea mult, deja am vorbit 2 minute. Dacă vreți să vedeți ce am mâncat și ce am gătit, continuați să mă urmăriți. Cine vorbește aici tu? Tu cine vorbește aici tu? Tu cine vorbești tu acolo cu hainele astea care trebuie să le împăturească mama? Ba, te iubește mami frumoasă! Te iubește mami când vorbești tu așa tăriesc cu un putoane. Mami, du-te să facă ceva papa, da? Bine? Azi e luni dimineață, voi face o salată. Ăștia sunt castraveți și ardei de la mama din seară de acasă, din Piatra Neamț. Wow, și mi-a trimis și roșii. Acolo mi-a trimis mierii și iuței. Și am și roșii din seară. Deci abia aștept, nu știu cum să vă zic, dar abia aștept să mănânc, abia aștept. Și o să fac o salată. Au venit ele un pic așa mai stricate, adică s-au stricat un pic, da? O să fie bine. Da, deci o să fac o salată. O să-mi fierb niște ouă. Salata e gata, nu am pus ceapă. Pentru că nu-i bine când alăptez să mănânc așa ceapă. Dar, vai, ar fi mers o ceapă așa de bine. Miroasă atât de bine, nu vin să cred că miroasă salata, în sfârșit miroasă. Miroasă roșii, miroasă castraveți, miroasă ardei, yummy. Yummy, yummy.
Deci, salata e gata. Aici am ouă fierte, cred că o să mănânc doar două. Am început cam simplu, dar, sincer, mâncarea simplă e cea mai bună. Mai ales când e salată de asta de la țară. Vai, doamne, abia aștept să mănânc. O să iau și un pic de pâine și poftă bună. Mie. A, am uitat să vă zic și ce ceai beau. Eu beau ceai de scorțișoară cu cireșii. Așa arată el. Acela de acolo. Deci uitați câtă zeamă. Care noi, adică noi acasă ne băteam pe zeama asta să mâncăm cu pâine. Am mai văzut de mult zeamă la o salată. Cei care vă plac roșii, știți despre ce vorbesc, sunt sigură. Ză mamei se pune să facă prânz. Da? Să gătim ceva pentru la prânz. Uf, stai cu mintea, da? Bine. Deci, pentru la prânz, mi-e poftă de un pic de carne. Nu mai am mâncat de mult, nu prea am mâncat carne în ultima vreme. Și am zis să fac un sos de roșii, pentru că roșiile astea se strică și vreau să le folosesc, cu ceapă și cu usturoi. Și apoi o să adaug acest cârnat afumat. Și cu mama ligă. Ia, sper să iese bun. Acolo am mămăliga, am răsturnat-o. Așa arată ragu ăsta, un fel de ragu, ceva, nu știu, e ceva, e o mâncare italienească care am văzut-o eu. Și acum o să pun chestia aia deasupra aici. Absolut. Delicios, am gustat un pic sos acum. Bineînțeles că aici puteți pune și ceva, poate un gel verde. Eu am în grădină sau busuioc. Busuioc, da. Dar sunt niște păianjeni exact în drumul meu spre pătrunjel și nu pot să le iau, cum mi-e frică. Dar am pus niște pătrunjel uscate. Dar dacă puneți ceva verde și câteva bucățele așa de brânză, telemea, yummy.
Până dimineața, azi e marți și am zis să vă arăt ce mănânc eu la micul dejun. Mănânc ceva foarte simplu, am făcut și o baie în sfârșit pe cap, în duș, adică. Da, deci o să mănânc un de arahidi și un de migdali cu măr. Și niște aluni din astea. De obicei să știți că mănânc mai mult, dar astăzi chiar nu mi-e foame. Dar vreau totuși să mănânc ceva, că trebuie să mănânc. Da, deci, să știți că nu arată așa bine, dar e foarte bun. Mai ales că așa mănânc eu. Mai ales că mărul e dulce, iar unturile sunt un pic sărate, deci nu au. Deci nici ăsta de alumini, nici ăsta din alumini nu au zahăr în el. Dacă nu ați încercat asta până acum, trebuie să o încercați. Deci, e minunat, e cel mai bun. Și o să mănânc și niște amestec de cașu, aluni de păduri, ce mai sunt pe aici. Tu frumuseți mică. Stai tu aici cu minti, da? Stai cu minti ca să fac mama de mâncare pentru prânz. Dar tot trebuie să te cărăm la bucătărie, că eu nu pot să te las aici singură. Nu ești destul de mare, nu. Focusată, mică. Strâmpișor. Ia o tipap toată, doamne. Tu râzi la cameră, tu, deșteaptă mică. Hei, zici hei? Deci pentru la prânz voi găti ardei cu ciuperci. Mi l-a dai cu David, acum sper să stea cu el cât de cât ca să încep să gătesc. Da, și acum am să vă arăt ce ingrediente aveți nevoie și cum o să gătesc. 5 ardei, care mi-o trebuie mama și vreau să-i folosesc ca să nu se strice. O să aveți nevoie de ceapă, roșii, două roșii, am sau o conservă de roșii, eu le folosesc tot așa pe ele ca să le termin, chili, ciuperci, ulei și smântână de gătit. Acum o să pun ardeii la copt. După ce coc ardeii, o să tai ceapa, roșii, ciupercile și un pic de chili și o să pun la prăjit. Și apoi vă spun ce am făcut mai încolo.
capac ca să pot să-i curăț mai ușor. Acum o să-i curăț, o să-i tai așa un pic felii și o să-i adaug acolo piste ceapă, ciuperci roșii, care sunt deja prăjite. Am adăugat și ardei și o să las 5 minute ca să se integreze cu restul. Apoi o să storc un pic de zeamă de lămâie. O să pun sare și un pic de piper și apoi o să pun smântâna ca să știți ce să fac. O să filmez, dar nu o să mai vorbesc. Așa arată cu smântâna, e aproape gata, las și 5 minute cu smântâna și apoi gata, o să mănânc cu pâini, puteți adăga și pătrunjel. Fac un desert foarte simplu din piersici, prunii și înghețată. Cei ce am piersici și prunii care le-am spălat. O să le tai în două și le scot sâmburile și apoi să le prăjesc în tigaie. La dai trează și o am cu mine aici. Deci o să pun toate astea în bol aici. O să adaug un pic de sare. Apoi un pic de zeamă de lămâie. Și apoi un pic de zahăr. Dar foarte puțin. Acum o să amestec asta foarte bine, cum pot și eu cu mine. Și apoi să pun la prăjit în tigaie cu un pic de unt. Lăsăm un pic să răcească și apoi vă arăt cum servesc cu îngheța. Tot cu mileduța. O să sablez desertul acum. Deci o să pun piersică, piersică și apoi prunii. Eu am înghețată de cireșe negri.
Și acum o să pun deasupra înghețată. Și așa arată desertul care îl mănânc eu în seara asta. Dar deci eu acum o să mănânc desertul ăla repede și apoi o să pun pe Milada la somn și apoi o să încerc să curăț pe aici la bucătărie, că am lăsat multe vase, după cum se văd în spatele meu. Da, să fac un pic de curățenie. Și ne vedem mâine, deci. Pa!